Evanghelia după Luca, capitolul 17, și vom începe citirea cu versetul 11. Luca 17, începând cu versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Doamne Iisuse, lăudăm și binecuvântăm numele Tău în această seară. Și după cum ploaia coboară pe pământul acesta și nu se întoarce înapoi, ci aduce tot ceea ce are nevoie pământului, ca pământul să dea rod, te rog frumos că acest cuvânt care vine din prezența Ta în această seară să aducă rod pentru împărăția Ta, să împlinească planurile Tale și să facă voia Ta. Îți mulțumesc frumos pentru că ești Dumnezeul Dumnezeilor, Împăratul Împăraților, Regele Regilor. Și în această seară ne putem închina Ție și numelui Tău. Vorbește, Doamne, că suntem robi și robii Tăi ascultă. Amin. Ocupăm locurile. Aș intitula mesajul din seara aceasta Euharisteo. Pentru că suntem într-o lună a mulțumirii. Și la Duminica de Tineri, cred că este important să vorbim despre Euharisteo, despre mulțumire. Pentru că acesta este cuvântul pe care îl folosesc autorii Noului Testament în limba greacă, atunci când este tradus și auzim cuvântul mulțumire, în greacă este scris Euharisteo, Euharisteo. Noi știm cuvântul acesta de la terminologia de euharistie, care este cina Domnului. Este momentul în care ne strângem împreună și luăm cina Domnului, e euharistie. Dar cuvântul acesta, euharistie, vine euharisteo grecesc, care înseamnă mulțumire. 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 Și probabil că unii vă întrebați de ce s-a ales terminul acesta de euharistie pentru a se determina un element important din ceea ce reprezintă credința creștină, și anume elementul acesta al cinei Domnului. Pentru că cina Domnului vorbește despre trupul și sângele Domnului. De ce teologii bisericii de-a lungul celor 2 milenii au intitulat cina Domnului Euharistie și mi-au spus altfel? Pentru că noi nu realizăm cât de important este termenul acesta de mulțumire și cât de importantă este mulțumirea. O tratăm ca și ceva foarte simplu, fără să știm că, de fapt, mulțumirea ajunge să fie așezată în centrul ființei umane și începe să ne transforme. Și când mulțumirea este înlocuită cu nemulțumire, aceeași nemulțumire începe să roadă adânc în noi și să ne transforme din interior înspre afară. Așa de interesant, dragii mei, că
Cuvintele pe care le rostim au putere și asta ne spune Scriptura și asta spun studiile care se fac în jurul nostru. Ceea ce rostești are putere. Dar să știți că și ceea ce gândești legat de tine sau legat de alții ajunge să aibă putere. Și în momentul în care tu gândești despre tine și ești nemulțumit cu tine, începe să se vadă lucrul acesta în felul în care ajungi să reacționezi, în felul în care ajungi să te comporți. Dar în momentul când începi să rostești cuvintele de nemulțumire, ele încep să aibă putere și asupra ta, dar și asupra celor din jurul tău. Nemulțumirea ajunge să funcționeze asupra trupurilor noastre pe principiul cancerului. Intră într-un loc, încep să facă acolo damage, să facă distrugere și apoi continuă tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare și încearcă să acapareze întreaga noastră ființă. În textul nostru, exemplul Domnului Iisus Hristos pe care ni-l dă este că la un moment dat, în timp ce Iisus mergea spre Ierusalim, a trecut prin Samaria și Galileea. Trecea din, probabil din zona de nord a Israelului, urca înspre Ierusalim, înspre zona de centru a Israelului și a trecut prin zona de Samaria, prin zona de Galileea. Și în timp ce trecea prin zonele respective, a intrat într-un sat. Și când a intrat în satul acela, l-au întâmpinat niște leproși. Ei au stat departe. De ce stăteau leproșii departe? Probabil că cei mai mulți dintre noi știm și aș vrea să deschidem în Levitic, capitolul 13, duminica dimineața, în ultimele săptămâni, predic din Levitic, și e foarte interesant să vedem legile spirituale în cartea Levitic. Și în Levitic, capitolul 13, când se vorbește despre partea de curățire, acolo ni se vorbește despre ceea ce se întâmplă în momentul când apare o situație de lepră. Lepra era imposibil de vindecat, era o boală incurabilă care în momentul când ajungea să-ți prindă trupul, încet, încet, elemente ale trupului intrau în shutdown, dacă ar fi să folosim un termen mai modern, pur și simplu se opreau de funcționare și la un moment dat ajungeau să pice. Pur și simplu scădea mâna, scădea piciorul, puteau să cadă alte elemente din trup. Și în cartea Levitic, capitolul 13, este un capitol întreg care vorbește despre lepră. Lepra de pe oameni, lepra de pe haine. Apoi, în capitolul 14, ne vorbește despre curățirea leprei, curățirea leprei de pe om și curățirea leprei de pe casă. Sunt două capitole mari care tratează acest element. Versetul 45 din Levitic 13 spune așa: leprosul atins de această rană, rana de lepră, să-și poarte hainele sfâșiate. Poți să-ți imaginezi că nu mai ai voie, din momentul în care ai fost depistat cu lepră, nu mai ai voie să umbli cu haine întregi pe tine. Trebuia să sfâșii hainele și să umbli cu hainele sfâșiate. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige: necurat, necurat! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat. Și acum ascultați. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Nu aveai voie să fii în cadrul poporului, nu aveai voie să fii în cadrul în care oamenii locuiau, trebuia să fii în afară, trebuia să fii cu hainele sfâșiate, trebuia să fii cu capul gol, trebuia să-ți acoperi barba și să strigi în mod constant, când vedeai, bineînțeles, o ființă umană, să strigi de departe: necurat, necurat! Și acum ne întoarcem în Luca. Acestea erau reglementările pe care Dumnezeu le-a dat și poporul le respecta cu strictețe. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși, ei au stat departe, era obligatoriu conform legii să stea departe și trebuiau să strige: necurat, necurat! Oamenii aceștia, nu știm dacă au strigat necurat, necurat,
Dar știm, conform Luca, că au început să strige, să zică: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Au știut că Iisus trece prin zonă. Nu știu de unde au aflat, dar informațiile ajungeau la ei și știm asta și în alte texte din Vechiul Testament. Și oamenii aceștia l-au recunoscut pe Iisus, din nou nu știm cum anume, dar ideea este că ei l-au recunoscut pe Iisus și când l-au văzut de departe, au început să strige: Doamne Iisuse, Iisuse învățătorule, ai milă de noi, ai milă de noi. Textul continuă spunându-ne că Iisus, când i-a văzut, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta pentru că în momentul în care se producea vindecarea sau era ceva care putea să fie îmbunătățit acolo, de exemplu, în capitolul 14, când ne vorbește despre curățirea leprei, ni se spune așa, în versetul 2, iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui, să-l aducă înaintea preotului. Și urma un ritual întreg, special. Preotul se iasă afară din tabără și se cerceteze pe cel lepros. El mergea la preot și când ajungea acolo, preotul trebuia să iasă în afara taberei și să-l cerceteze. Dacă leprosul era vindecat de rana leprei, preotul să poruncească să ia pentru cel ce trebuia curățit două păsări vii și curate, lemn de cedru, cârmâs și isop. Apoi preotul să poruncească să se înjunghe una din aceste păsări într-un vas de pământ în apă curgătoare, să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare, să stropească de 7 ori pe cel ce trebuie curățat de lepră, apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării cele vii pe câmp. Cel ce se curățește trebuia să-și spele hainele, să-și roadă tot părul și să se scalde în apă și va fi curat, apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână 7 zile afară din cort. Apoi urmează tot felul de lucruri pe care trebuia să le facă, trebuia să-și roadă capul, barba, timp de în cele 7 zile, în 8-a zi, să ia 2 miei fără cusur, o oaie de 1 an fără cusur, 30 dintr-o efă de floarea făinii, ca dar de mâncare frământat cu un de lemn și un pahar de un de lemn. Preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cortului întâlnirii. Preotul să ia unul din ei și să-l aducă jertfă pentru vină împreună cu paharul de un de lemn, să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca dar legănat, să înjunghe mielul în locul unde se înjunghe jertfele de ispășire și arderile de tot, adică în locul sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire, dobitocul pentru jertfa fie al preotului este un lucru prea sfânt. Apoi, și acum ascultați, preotul să ia din sângele jertfei de ispășire și să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare de la mâna dreapta lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. Cei care ați fost dimineață, ați mai auzit cuvintele acestea? Când se folosea strict ungerea aceasta, lobul urechii drepte, degetul mare drept la mână, degetul mare drept la picior? Când un preot era uns. Când citește textul din Levit, dragii mei, te cutremuri. Nu existau oameni mai urâți în tot Israelul decât leproșii. Pentru că problema leprei, dragii mei, era, problema nu era că cineva era bolnav, ci forța de a se transmite lepra dacă tu te atingeai de ceva pe care cel lepros a pus mâna sau te atingea de cel lepros. Problema nu era că ei erau bolnavi, ci problema era că boala asta era contagioasă sau putea să fie contagioasă.
Problema era, dragii mei, că în momentul în care te apropiai de oamenii aceștia, nu știai dacă nu cumva te pricopsești și tu cu așa ceva, și tratamente nu există, și soluții de rezolvare nu există, și moartea e incredibil de dureroasă. Că pur și simplu încep să scadă, scad mâinile, scad picioarele, scade nasul, scad urechile, scad de părți din corpul tău, te desfigurează. E atât de dureros ceea ce se întâmplă. Oamenii aceștia erau urâți de oameni pentru că le era frică ca nu cumva să ajungă și ei în situația asta. Nu era nimeni mai urât în întregul Israel decât un om lepros. Pentru că nu se știa dacă nu cumva întâlnirea genera ceva. Și când de aia trebuia să strige necurat, necurat, pentru că lumea să fugă de acolo. Și Dumnezeu zice în felul următor: când un lepros este vindecat, el trebuie să fie uns exact așa cum este uns un mare preot. Vă aduc aminte că exact în felul acesta a fost uns Aron ca mare preot peste întregul Israel. S-a luat sânge și a fost pus sânge pe urechea dreaptă, pe degetul mare al mâinii drepte, pe degetul mare al piciorului drept. Îți poți imagina câtă cinste? După ce probabil, nu știu, 10 ani, 15 ani, ai fost cel mai desperiat din Israel, ai fost cel mai urât din Israel. Aduceți-vă aminte că nu a trecut de multă vreme COVID-ul. Numai să fi spus că ai COVID. Cum se făcea dintr-o dată, se făcea pârtie în jur și cu toată reclama pe care au făcut-o media și să introducă frica în oameni, și știai că rata mortalității este de 0, nu știu cât, mică acolo, toți eram, dar imaginează-ți când știi că boala respectivă are rată de mortalitate de aproximativ 100%. Cumva rar se întâmpla ca lepra să fie vindecată. Hai să zicem, nu fi fost 100%, era 99,9%. Tu dacă te pricopseai cu așa ceva, mureai. Imaginați-vă reacția oamenilor, numai gândindu-vă la reacția noastră când cineva spunea că are COVID. Imaginați-vă reacția oamenilor din Israel. Și Dumnezeu zice, mă duc când te vindec. Te duci acolo la preot. Și când preotul determină că ai fost vindecat, să-ți facă ungerea exact așa cum se face ungerea pentru marele preot care este așezat în funcție. Dragii mei, aș vrea să știți că atunci când Hristos se apropie de noi, când păcatul care este lepra asta a sufletului și a Duhului, de fapt, ajunge să te prindă și ajunge să ne prindă, când ajunge să intre în interiorul nostru și să mănânce, și să mănânce, și să mănânce, bucată cu bucată, bucată cu bucată, și să ne desfacă din toate încheieturile, în momentul în care te întâlnești cu Iisus Hristos, și Iisus Hristos aduce curățirea, Iisus Hristos te vede ca pe un mare preot. Și vrea să se folosească de tine ca de un mare preot. De aceea curățirea pe care Hristos o aduce cu sângele Lui pentru păcat este o curățire atât de adâncă, atât de importantă, încât El zice, ai fost necurat, ai fost blestemat în direcția iadului, te-ai întâlnit cu mine și sângele meu te-a curățat de păcat. Și din momentul acesta, te ești mare preot și am să vă folosesc de tine ca de o seminție preoțească, ca de un neam sfânt. Și Iisus se uită la ei și le spune în felul următor: duceți-vă și arătați-vă preoților. Cuvintele acestea, pentru un lepros, ei știau ce înseamnă asta. Nu știu de cât, mă gândesc de câte ori nu s-a fi întâmplat asta în viața lor, pentru că știi momentul acela în care tu știi legea. Și legea spune că dacă cumva ți se pare că ai fost vindecat, singurul care te poate certifica că ești vindecat e preotul. Trebuie să fugi la preot, preotul iese împreună cu tine în afara taberei și te cercetează.
De câte ori s-o fi trezit, câte unul dimineață s-o fi uitat la ei și o să zic, mi se pare că s-a restrâns, s-a restrâns, poate curat. Și-o fi mers la preot și-o fi zis, știi, eu cred că s-au restrâns de pe picior chestia și zice, oare nu cumva ești curat? Și preotul ieșea cu el și cerceta și zicea, nu ești curat. Și el când a auzit de la Iisus, duceți-vă și arătați-vă preoților, oamenii ăștia știau despre ce-i vorba. Știau că urmează vindecarea. Și spune Scriptura, pe când se duceau, au fost curățiți. Acum, vi s-a întâmplat vreodată să ai niște analize mai proaste și să fii așa mai între două părți și nu știi ce și cum și te tot frământ și să spune, ei, trebuie să mai facem o analiză mai complexă, mai specială și de-aia nu să știe ce, tu te rogi, te duci la analiză, se produce analiza și vine analiza și că vine analiza zice, n-ai nimic. Mai țin de ce ai simțit în momentul ăla? Bucuria. E ca și când te-ai fi născut a doua oară. Avem pe cineva în biserică, a fost diagnosticat cu boală Lyme. Și după ce a fost diagnosticul, au trecut un rând de analize, al doilea rând de analize, au trecut ceva vreme, la un moment dat i-au spus, ok, trebuie să intri în tratamentul ăla complex pentru boala asta. Și mi-a povestit într-o vineri seara că a avut un moment din una de rugăciune cu Domnul și un moment în care Dumnezeu s-a atins de el și zice, am știut că Dumnezeu m-a vindecat. Dar trebuie să mă duc să mă arăt doctorului. Și s-a dus și-a făcut analizele și-a venit analizele. Și când a venit analizele, i-a spus doctorița, zice, nu mai e nimic. Deci a dispărut tot. Bucuria aia din interior, care am fost vindecat. Ce faci cu bucuria aia? Ce faci cu momentul acela în care descoperi că s-a schimbat ceva acolo atât de fundamental încât ai fost declarat bolnav și apoi ai fost declarat sănătos? Și au fost 10 oameni care mergeau înspre preoți ca să se arate preoților și să se producă elementele necesare curățirii și validării curățirii lor. Scriptura ne spune că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Pentru că dintr-o dată anii aceia de durere, anii aceia de ostracizare, anii aceia de respingere, anii aceia în care totul trebuie să strige necurat, anii aceia în care se întreba oare ce o să cadă prima dată, mâna sau piciorul, anii aceia în care nu mai știa ce urmează, anii aceia s-au încheiat. Și el e vindecat. S-a întors, slăvim pe Dumnezeu cu glas tare. Ajunge în fața lui Iisus. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și termenul aici este Euharisteo. Și i-a mulțumit. Dar apoi este un element de text interesant. Spune așa, era samaritean. Și Iisus Hristos a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Întrebarea care se pune este de ce ceilalți 9 nu s-au întors? Probabil că o să spunem, nu s-au întors pentru că aveau familii și abia au așteptat să se ducă la familie, în sfârșit să-și vadă copiii, în sfârșit să-și strângă copiii în brațe, în sfârșit să se ducă în mijlocul comunității, în sfârșit să erau așa de multe legături acolo care au trebuit să fie rupte datorită bolii și Doamne, acum nu era, îți dai seama ce bucurie a fost pe ei și le-am găsit tot felul de circumstanțe atenuante. Dar Iisus vine și pune întrebarea, ceilalți 9, totuși unde sunt?
E numai străinul acesta care s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu? Unde-s ceilalți nouă? Și aici, dragii mei, începem să ne mutăm înspre esența lucrurilor. Problema, dragii mei, a încetat de mult să mai fie vindecarea, darurile, salariul mai mare, mașina mai bună, casa mai faină, familia, soțul, soția, copilul sănătos și așa mai departe. De mult să știți că nu-i mai vorba despre asta. Și cu cât înaintezi mai tare în vârstă, cu atât începi să înțelegi că nu-i mai vorba despre asta de multă vreme. Că e o vreme în care crezi că despre asta e vorba și te duci și ceri și zici, Doamne, dăm și... Dar de la un punct încolo începi să înțelegi că nu-i vorba despre asta. E vorba despre altceva. E vorba despre euharisteo, e vorba despre mulțumire, e vorba despre inima aceea care știe să trăiască în mulțumire. Despre inima aceea care se duce cu ceea ce are în prezența lui Dumnezeu și îi se închină. Nu-i vorba altceva decât despre elementul acela care se întâmplă, ne spune Scriptura, în cer, în prezența lui Dumnezeu, când cei 24 de bătrâni care stau în jurul scaunului de domnie, imaginați-vă, dragii mei, miliardele și miliardele și miliardele de oameni care o să fie în prezența lui Dumnezeu în cer și îs acolo. Și între miliardele și miliardele și miliardele de oameni care sunt acolo, Dumnezeu a ales 24 și este 24 de bătrâni care stau acolo în jurul scaunului de domnie. Și oamenii aceștia au primit niște cununi și cununile acestea sunt primite în baza, am spune, probabil că sună mai interesant, pe baza meritelor, pentru că există o răsplătire pe baza meritelor. Aș vrea să subliniez, mântuirea e pe baza meritelor lui Iisus Hristos. Răsplata ta și a mea din cer e pe baza meritelor tale. Aș vrea să înțelegem că sunt două lucruri distincte. În cer ajungi în baza jertfei lui Iisus Hristos, răsplata în cer o primești în baza ceea ce ai făcut tu. Mulți dintre noi sunt așa de amestecate elementele în mintea noastră, încât credem că ceea ce facem pe pământul acesta, acum ne putem duce într-o zi în fața lui Dumnezeu, la judecată, zicem, Doamne, acum eu ce să fac? Dacă un talent mi-ai dat, știți, ca și ăla, Doamne, l-am îngropat, eu să vezi, am o familie, eu trebuie să mă ocup de una, de cealaltă, știi, am știu că tu te ocupi cu semceratul de unde n-ai semănat și cu, am știu că faci de asta, Doamne, și uite, mi-am pus, uite, în pământ al talentului, știu, ți-l aduc înapoi ca să vezi că reacția stăpânului este o reacție violentă de-a dreptul și l-i scos afară din împărăție. Noi trebuie să înțelegem cele două dimensiuni ale vieții de credință. Este o dimensiune a înțelegerii că ești mântuit nu prin faptele tale, că poți să dai bani la biserică cât vrei, că poți să duci la biserică cât vrei, că poți să dai pomeni cât vrei, că poți să faci ce vrei tu, absolut nimic din ceea ce faci nu te poate mântui. Nimic din ceea ce faci nu te mântuiește. Singurul lucru care te mântuiește și te duce în cer, jertfa lui Iisus Hristos, e sângele Lui. Și credința ta în sângele lui Iisus Hristos. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Banii tăi în mântuire nu contează. Faptele tale în mântuire nu contează. Ceea ce faci tu în mântuire nu contează. Nu contează. Dar contează în altă parte. După ce ți-ai primit mântuirea, lucrurile pe care le faci contează în răsplată, în răsplătire. Ești răsplătit în baza ceea ce faci. Și poți să ajungi în cer și să n-ai nimic pe acolo. Sau poți să ai mult acolo. Pentru că Hristos ne spune că când se întâmplă judecata, îl ia pe cel cu un talent și se rezolvă lucrurile, că scoate afară, pentru că n-a făcut nimic. Îl ia pe cel cu trei și ce ai făcut cu ăștia trei? Doamne, cu cei trei m-a dus încă trei. Zice, bun, e în regulă. Și Dumnezeu îi dă stăpânire peste zone. Ce sunt astea? O să vedem când o să fim în cer. Vine cel cu cinci
Și ce ai făcut? Am dus încă 5, Dumnezeu îi dă în stăpânire lucruri și zone de acolo. Ce sunt ele? O să vedem atunci. În baza a ceea ce facem pe pământul acesta, primim răsplată dincolo. N-are nimic de a face cu mântuirea, intrarea noastră în cer e pe baza sângelui lui Iisus Hristos, dar răsplata noastră în cer este pe baza a ceea ce facem pe pământul acesta. Imaginați-vă că ăștia 24 de bătrâni, dragii mei, sunt în jurul scaunului de domnie. Ce au făcut aceștia de a au fost aleși să stea acolo, nu știu. Au primit cununi și stau în jurul scaunului de domnie. Și acum ascultați. Textul Scripturii ne spune că în cer, în prezența lui Dumnezeu, oamenii aceștia cu așa de multe merite, încât Dumnezeu i-a ales din miliardele care sunt acolo și a așezat în jurul lui, oamenii aceștia, ne spune Scriptura, își iau cununile de pe cap și le aruncă înaintea lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, din Tine, prin Tine și pentru Tine. Doamne, noi suntem aici și n-am făcut altceva decât de să Te slujim pe Tine. Doamne, Tu, e vorba despre Tine. Îți mulțumim pentru ce ne-ai dat, dar ăsta ți le dăm Ție și ne închinăm Ție cu ceea ce ne-ai dat și cu ceea ce avem. Niciodată nu o să vezi în cer. Și vă provoc să citiți Apocalipsa și să-mi găsiți un text din Apocalipsa în care ne prezintă în cer pe cineva care zice, știi, Doamne, am învățat că răsplata e pe baza ceea ce am făcut eu și îți mulțumesc pentru răsplata asta extraordinară pe care Tu mi-ai dat-o. Doamne, îți mulțumesc că e super, super, super ce mi-ai dat aici și abia m-a așteptat și ai, Doamne, ce îți mulțumesc frumos că Te-ai îndurat de mine și că să... Uite cât am putut eu să muncesc pentru Tine. În cer văd total diferit. Văd o mulțumire, o gratitudine în fața lui Dumnezeu, dincolo de orice nivel. Oameni care au ajuns la cele mai înalte nivele a performanței creștine, dacă îi să spunem așa, care iau coroana aceea pe care Dumnezeu le-a dat-o și o aruncă înaintea lui Iisus și spun, Doamne, Doamne, Tu ai făcut aceste lucruri. Doamne, pe Tine Te slăvim și, Doamne, Ție îți mulțumim. Am înțeles, dragii mei, că nu e vorba despre vindecare și nu e vorba despre un salar mai bun, o mașină mai bună și o casă mai mare, ci e vorba despre ce se întâmplă acolo în interiorul tău, legat de euharisteo, legat de mulțumire. Și dați-mi voie să vă prezint ceva. Dacă stați să vă uitați la ceea ce este aici, e foarte fain ceea ce e aici. Vă place, nu? L-ați văzut, au muncit Petru și ceilalți și arată foarte fain. Acum, ați fost cu atenție la merele și la strugurii și la elementele acestea, la fructele acestea săptămâna trecută? S-a încercat cineva să facă o comparație între ce a fost săptămâna trecută, duminica trecută și duminica asta? V-ați făcut un pic de comparație între ele? Ați făcut? Și ce a ieșit în urma comparației? S-a întâmplat ceva, dacă ați observat. Trebuia să arate într-un anume fel și jos trebuia să fie ca un fel de stabiliment care a dispărut. Cineva a mâncat perle de pe acolo. Și au dispărut perle de acolo. Și cineva a stat, unul dintre copiii din biserică, a venit între biserici duminica trecută și s-a urcat aici pe podium. Și-a pus ceva ca să poată ridica și mai sus. A luat un măr de acolo și a pus o pisică de jucărie acolo sus. Cei mai mulți dintre noi n-am văzut-o. Eram aici toți, ne tot uitam, n-am văzut pisica respectivă. Până când cineva de pe transmisie, de pe internet, a văzut-o și a făcut poza de ecran, de captură de ecran, ne-a tot trimis să zice, cine a pus pisica aici? Ne uităm, unde e pisica de n-am văzut noi pisica? Băi, a trebuit să vorbim cu Sergiu să intre pe camerele de supraveghere să vadă cine a scos mărul și a pus pisica. Era o fetiță care mi s-a părut interesant și a avut o pisică și a zis, hai să schimbăm lucrurile.
Dar e ceva interesant în tot tabloul acesta al mulțumirii. Dacă vă apropiați mai tare de zona asta, o să vedeți că se vede că merele, strugurii, perele, peste ele a trecut o săptămână. În momentul când iei un fruct și îl lași la temperatura asta de 20 ceva de grade o săptămână, începe să se evapore din el viața. Și ce părea foarte fain, mărul ăla superb, că i-a plăcut la fetiță și a vrut să-l ia, că începe să se restrângă, să se zbârcească. Și m-am uitat la ele și nu sunt mai ca și săptămâna trecută. Numai alea care sunt false țin tot timpul și arată la fel. Astea care sunt adevărate încep încet, încet să se usuce. Și dacă lăsăm așa și nu schimbăm nimic, știți ce se întâmplă la Crăciun? O să vă uitați la el și o să ziceți, măi, fraților, dați-l jos că nu arată bine. În momentul în care nu se produce o reîmprospătare, când nu se produce o reîmprospătare, se produce uscăciune. Îi fain, îi în regulă, dar în câteva săptămâni o să arate tot mai urât frumusețea care este acolo. Și se uscă și se uscă. Exact așa se întâmplă cu ființa noastră dacă nu ne așezăm în prezența apei. În prezența apei, pentru că apa dacă nu se evaporă de acolo și el se uscă, se uscă, se uscă, se uscă. Când sufletul nostru nu este așezat în prezența apei și cei apa, apa e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apa este cuvântul Scripturii, când ele sunt așezate în noi, în ființa noastră, ele produc vitalitate și vitalitatea asta se vede prin faptul că putem să fim mulțumitori. În momentul în care nu ești mulțumitor, în momentul acela începi să te uști, să te uști, să te uști, să te uști. Și din depărtare poți să arăți bine. Dar când oamenii încep să se apropie de tine, un om care e nemulțumitor devine tot mai uscat. Și la un moment dat nu-ți mai place să-l vezi. Pentru că sufletul nemulțumit este un suflet care se uscă pe picioare. Se uscă pe picioare. Când vine cineva la tine și tot timpul ai ceva, știi, noi, știi, aia nu-i bună, știi, aia cealaltă nu-i, știi, aia nu, aia nu, ar putea să fie aia mai bine, cealaltă să fie mai bine. Ceva în tine arată că tu te usuci. Și în momentul când ești brăzdat de nemulțumirea aceasta, e foarte complicat pentru oamenii aceștia să poată să genereze lucrări care să aducă glorie lui Dumnezeu. Când nemulțumirea ajunge să fie în adâncul sufletului tău, te uscă, tu nu mai poți să generezi lucrările pe care Dumnezeu ți le dă. Hristos se uită și zice, unde sunt ceilalți nouă? Oare n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă unde sunt? Și în momentul acela, probabil că dacă aș fi fost unul dintre ucenici, aș fi zis, Doamne, pe mine mă trebuie. Dar Tu ești șeful Universului, Tu știi exact unde sunt ceilalți nouă. Eu te întreb pe tine, Doamne, unde să ia nouă? De ce mă întreb pe mine și să o spune? Eu nu vă întreb pe voi ca să-mi spuneți locația exactă, să-mi dați coordonate de GPS unde sunt, că ăștia știi unde sunt. Eu pun întrebarea unde sunt ceilalți nouă, pentru că întrebarea asta, de fapt, e pentru voi. Întrebarea este ce o să faci tu în momentul în care Dumnezeu îți dă ceva, indiferent ce stă. Unde o să fii în momentul acela? Au ajuns evreii, dragii mei, la acel nivel încât au ajuns să fie atât de obișnuiți cu minunile și cu puterea lui Dumnezeu, încât 9 dintre ei au fost vindecați și nici măcar unul dintre evrei nu s-a întors să-i mulțumească celui care l-a vindecat. Erau atât de obișnuiți că se întâmplă lucrurile astea, erau atât de obișnuiți că la un moment dat o să vină Dumnezeu să facă ceva, că nu, ei sunt evrei și trebuie să facă Dumnezeu ceva, încât când s-a întâmplat, imediat s-au gândit, trebuie să ducă la preos, să arate ca să rezolve lucrurile urgent, trebuie să ducă acasă la copii, trebuie să ducă acasă la nevastă, trebuie să ducă să-și înceapă viața, să-și continue viața, că în sfârșit li s-a dat din nou o altă viață.
Vreau să întreb în seara aceasta. Nu cumva te-ai obișnuit cu binecuvântările lui Dumnezeu? Dacă întreb pe ucrainieni, mulți o să spună că erau obișnuiți să le fie bine. Dacă întreb pe evrei din IDF care se luptă pentru țara lor, dacă întreb pe cei din kibuțurile de lângă Gaza care au fost măcelăriți și întreb cum e treaba, o să spună că e durere atât de mare. Și că în momentul în care se întâmplă ceva, realizez mai mult decât s-a putut imagina. Ce faci în momentul în care Dumnezeu începe să te facă să vezi că de fapt n-ai niciun drept la nimic, că e totul din harul Lui și din bunătatea Lui? De ce ar trebui să așteptăm să se întâmple ceva rău ca să ajungem să-i mulțumim Domnului pentru fiecare detaliu din viața noastră? Cum am ajuns ca să tot avem, și deși avem tot mai mult, am ajuns să nu mai putem mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce avem? Mă uit, dragii mei, și m-am tot uitat ce se întâmplă în țară și la felul în care mass media ne manipulează și ne tot arată că, uite, dincolo e mai bine, că la neamț e mai bine, că la el mai bine, că să avem și noi o țară ca afară, că una, ca alta. Cu senzația că aici ești gata, e țara asta, e Africa, ce se întâmplă? Și câțiva în urmă, când am ieșit pentru prima dată afară, nu vă spun în ce țară, abia m-a așteptat să mă întorc în țară. Doamne, și asta a fost cu vreo 20 ceva de ani în urmă. Abia m-a așteptat să vin în România. Abia am așteptat. Și așa nu se duci într-o parte și alta a lumii și din nenumărate locuri ale acestei lumi, abia aștept să te întorci acasă și atunci începi să te întrebi, nu cumva cineva te manipulează să-ți transmite că aici nu e bine, să fii tot timpul nemulțumit de ce e aici și cum e aici și ce e aici și cum e aici, ca să îți dorești să fii în afară, fără să-ți dai seama că în timpul ăsta începi să te usuci. După care am început să ajung în multe dintre țările acelea toate lăudate din Uniunea Europeană, în care ți se spune, știi, să fim ca și ăia, și ajungi pe acolo și dai de români, ajungi pe acolo, care au făcut multe lucruri și le merge bine și unii dintre ei spun, m-aș întoarce în țară, abia aștept să mă întorc în țară, m-aș întoarce. Pentru că, dragii mei, noi nu ne dăm seama cât de ușor suntem manipulați cu informațiile în momentul în care a dispărut mulțumirea din viața noastră. Nu ne dăm seama că atunci când mulțumirea este în viața noastră, dintr-o dată deciziile le luăm diferit. Dintr-o dată nu doar reacționăm diferit la ceea ce ni se întâmplă, ci ajungem să luăm decizii pentru ceea ce urmează să facem diferit. Pentru că nemulțumirea nu este altceva decât o rană constantă a sufletului. Știi ce se întâmplă când un om ia decizie din rană? Știi ce se întâmplă când ia decizie din rană? Știi ce se întâmplă? Decizia aceea îl duce pe un drum greșit. Pentru că e luată din rană. În momentul acela în care te uiți la soția ta sau la soțul tău și faci comparație cu alții, și zici, știi, îi lipsește chestia aia. Îți apare altcineva și te uiți la cealaltă persoană, zici, uite, persoana asta are. Și te duci spre persoana respectivă și după realizezi că ți-ai părăsit nevasta sau soțul la care lipsește, să zicem, 20%. Și te duci la persoana nouă și persoana nouă are pe ea 20%, dar nu mai are pe ea 80%. Și tu nu-ți dai seama, de fapt, ce ai făcut decât după ce te-ai...
Pentru că tot a fost construit pe un element al nemulțumirii. În inima ta a fost nemulțumire. Și aș vrea să înțelegi, când diavolul vrea să nenorocească pe cineva, elementul esențial care îți strecoară în viață este elementul nemulțumirii. Să nu mai fii mulțumitor cu ceea ce ai, cu ceea ce ești, cu ceea ce se întâmplă acolo în viața ta. Și când nu mai ai mulțumire, de acolo începe diavolul să se miște mai departe și să te atace. Este principiul cancerului, așa cum l-am spus. E un punct în care este atacul și din punctul acela începe metastazele. Începe să se miște în alte părți. Dar este un punct al atacului și atacul este pe nemulțumire. Atacul este pe nemulțumire. Citiți, dragii mei, studiile științifice făcute pe ceea ce se întâmplă cu viața unui om care e nemulțumit. Și ce se întâmplă cu un om care este mulțumit? E absolut fenomenal. E absolut fenomenal. La nivel psihic, lucrurile sunt diferite în viața noastră. Dar, dragii mei, problema cea mai gravă, și nu le-am adus în seara asta studiile acelea, am vorbit altă dată, dar o altă săptămână a mulțumirii despre ele cu ani în urmă, dar în seara asta accentul este pe ce se întâmplă la nivel spiritual cu noi în momentul când nu suntem mulțumitori. Când nemulțumirea ajunge să fie cancer pentru viața noastră spirituală. Când coboară acolo în viață, se înșurubează, începe să nu mai placă una, să nu mai placă cealaltă, să nu mai placă nevastă, să nu mai placă soțul, să nu mai placă familia, să nu mai placă orașul, să nu mai placă țara, să nu mai placă biserica. Începi să te compari, începi să te compari financiar, Doamne, uite, la ăla i-ai dat, la ăia l-ai dat, mie de ce nu-mi dai? Începi să ai nemulțumiri, Doamne, financiare de un fel și de altul. Și știți cum se rezolvă problemele financiare? Primul element al rezolvării problemelor financiare este să te duci și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și cât ți-o dat. Să poți să zici, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru banii ăștia pe care Tu mi-ai dat. Știți cum s-au mulțit pâinile? Știți cum a mulțit Iisus pâinile? Știți cum le-a mulțumit? Euharisteo. Euharisteo. Erau 5.000 de bărbați, nu știu câte mii de femei și copii acolo. Erau 5 pâini și 2 pești. Acum, elementul esențial în punctul acesta este nemulțumirea, nu mulțumirea. Sunteți de acord cu mine, nu-i așa? Doamne, numai atâta? Asta au venit ceilalți și au zis, Doamne, avem atâta. Suntem nemulțumiți, Doamne, numai atâta. Ce să facem cu atâta? Și Iisus a zis, aduce să le încoacem. Și Iisus Hristos ia pâinile și peștii. Și știți ce face? Euharisteo. Îi mulțumește lui Dumnezeu. Când ai puțin, elementul esențial e să te duci cu puținul acela înaintea Domnului, să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce Tu mi-ai dat. Știi ce se întâmplă în momentul când tu ți iei puținul și îl aduci înaintea lui Dumnezeu și mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat? Și ce se întâmplă? Dumnezeu începe să-l multiplice. Să-l multiplice. A avea mai mult nu se face prin a fi nemulțumit de ceea ce ai. Ce avea mai mult se face prin a fi mulțumit și a închina lui Dumnezeu ceea ce ai. A luat puținul acela. Și toți probabil credeau. Și Iisus Hristos ridică ochii spre cer și mulțumește Tatălui pentru puținul acela. Și când a început să dea, s-au săturat 5.000 de bărbați, mii de femei și copii și au rămas 12 coșuri pline de fărâmitori. Pentru că asta se întâmplă în momentul când începi să mulțumești lui Dumnezeu pentru puținul pe care tu îl ai. Mă întreb câți oameni de aici din biserică sunt blocați financiar pentru că nu știu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru puținul pe care îl au. Mă întreb câți oameni nu-și primesc măririle de salariu la servici pentru că nu știu să-i mulțumească Dumnezeu pentru salariul pe care îl au. Mă întreb câți nu-s blocați din cauza că nu știu să mulțumească pentru cât au. Pentru că vreau să vă spun ceva, cum se încheie textul nostru.
Iisus se uită la el. Ăsta a fost singurul care a venit să-i mulțumească. Și întotdeauna după mulțumire urmează creșterea. Ascultați creșterea. Lasă, nu te aștepți. Scoală-te, i-a zis Iisus. Și pleacă. Credința ta? Credința ta? Te-a mântuit. Cuvântul în greacă acolo e sozo. E mântuire întreagă. Ce ai vrut? Ai vrut vindecarea trupului, ți-am dat-o. Ai venit să mulțumești pentru ea? Eu spun, du-te, că ți-am salvat întreaga viață. Wow! Poți să-ți imaginezi că era mai, putea să fie ceva mai mult decât vindecarea de lepră? Ceilalți nouă au crezut că nu se poate mai mult. Și-au plecat. Omul s-a întors să-i mulțumească Dumnezeu. Nici el n-a știut că urmează ceva mai mult. Dar când știi să-i mulțumești, întotdeauna urmează ceva mai mult. Ceva ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Nu știu ce e în casa ta. Nu știu care sunt lucrurile pentru care ești nemulțumit și frământat și ai vrea să le schimbi și ai vrea să... Dar în special aș vrea să-ți vorbesc de finanțele tale. Nu știu când a fost ultima dată când ai mulțumit Domnului pentru câți bani s-au intrat luna trecută în casă. Probabil te-ai uitat la ei, ai numărat și ai zis, Doamne, de ce la alții le dai mai mult și mie așa de puțin? Și a mai trecut o lună și ai văzut că sunt tot mai puțin. Și a mai trecut o lună și ai văzut că îți la fel, dar sunt tot mai puțin. Și înțelegeți. Cred că e momentul să te oprești, să-i aduci înaintea Domnului, să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Îți mulțumesc pentru jobul care mi l-ai dat. Îți mulțumesc pentru ce ai intrat în luna asta, în casă. Și aduc înaintea ta și mă închin înaintea ta cu ceea ce tu mi-ai dat. Și îți mulțumesc. Vreau să ne ridicăm în picioare.